Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră, pe toți aceia care am avut bucuria, puterea, harul și dimineața aceasta să ajungem la casa de rugăciune, aici unde noi credem din toată inima că este prezent Dumnezeu. Da, prezent cu noi este Dumnezeu și la serviciu și mă rog ca să fie așa. Prezent cu noi este Dumnezeu și acasă și mă rog să fie așa. Dar aici, în casa Domnului, spune psalmistul, mă minunesc de lucrările lui Dumnezeu. Aici, la casa Domnului, într-un mod cu totul deosebit, simțim prezența lui Dumnezeu prin prezența noastră, a fraților, a surorilor. Și noi am venit la casa de rugăciune în dimineața asta, nu să aducem aici gândurile noastre, ci noi am venit aici ca să-L aducem pe Iisus Hristos. Astfel de categorie spunea că noi suntem cristofori, adică purtători de Hristos. Noi îl purtăm pe Domnul nostru Iisus Hristos în inimile noastre și când purtătorii de Hristos se adună împreună, acela care este văzut, acela care este privit, acela care este slăvit și adorat, este Domnul nostru Iisus Hristos. Cu ce gânduri, cu ce inimă ai venit în casa lui Dumnezeu de rugăciune, lucrul ăsta este foarte important. Luni am avut bucuria să stau de vorbă cu fratele Mircea Bulatov și sora Lucica, ei au fost în Israel. Domnul să-i binecuvinteze. Și mi-au povestit despre sinagogă, cum e sinagogă. Eu știu din cărți, dar n-am intrat niciodată într-o sinagogă. Dar când intri în sinagogă, undeva pe stânga este o cameră numită Mișna. Camera aceasta are apă până la glezne. Și nimeni n-are voie să intre în sinagogă până nu trece prin această cămăruță unde este apă până la glezne și trebuie să-și spele picioarele. Apoi are dreptul să intre în sinagogă. Și mă gândeam, ce frumos e, înainte să intri în templul lui Dumnezeu, înainte să intri în casa de rugăciune, să ai timp să-ți pleci genunchii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu care cumva, să aduc ce nu trebuie, foc străin în casa lui Dumnezeu de rugăciune. Să ne curățim sufletele și să stăm înaintea lui Dumnezeu cu dorința sinceră. Doamne, vorbește-ne robilor tăi. Doamne, binecuvintează pe robii tăi. Avem multe exemple în Vechiul Testament. Când Dumnezeu vrea să dea biruință, când Dumnezeu vrea să aducă înviorare poporului Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu poți să aduc biruința. Ați fost bătuți, ați fugit din fața vrăjmașului, că în popor este păcat, că în popor sunt lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Și când au stat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a descoperit păcatul, slăvit să fie Dumnezeu, și apoi poporul lui Dumnezeu a avut victorie după victorie. Doamne, noi ne dorim victorie și în mod special, personal îmi doresc victorie în evanghelizare. Dar pentru asta e nevoie să ne spălăm hainele în sângele mielului Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne clătim picioarele în sângele Domnului nostru Iisus Hristos și curățiți de El să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu, spune Scriptura, trebuie să creadă că Dumnezeu este și mai mult ce face Dumnezeu, Dumnezeu răsplătește pe cei ce-L caută. Slăvit să fie Dumnezeu! Iată, în dimineața asta Dumnezeu te răsplătește, fiindcă tu ai venit aici să cauți fața lui Dumnezeu. Și dacă am venit să-L căutăm pe Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-L putem pricepe prin cunoștințe, pe Dumnezeu nu-L putem pricepe cu mintea noastră, oricât de dezvoltată ar fi mintea noastră și capacitățile noastre intelectuale. Dumnezeu poate fi înțeles, Dumnezeu poate fi priceput doar prin credință, slăvit să fie Domnul. Avem nevoie de credință. Când ne apropiem de Dumnezeu, avem nevoie de credință. Dumnezeu trebuie privit, perceput, înțeles cu ochii credinței și noi știm că credința este darul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne credință în inimă ca întâlnirea noastră în dimineața aceasta să fie cu Dumnezeul cerului și a pământului și Dumnezeu să fie acela care tămăduiește poporul, vindecă poporul și vorbește poporului său. Amin. Joi a fost o mare sărbătoare, înălțarea Domnului Iisus la cer. Eu nu înțeleg de ce, când e 15 august și nu mai spun ce sărbătoare e pe 15 august, că dumneavoastră o știți, este zi liberă de la stat. Acum mai nou și de ziua copilului, asta mă place foarte mult, este zi liberă de la stat, ca tații, mamele, părinții să pot să stea mai mult împreună cu copiii. Și indiferent că lucrez la stat sau că lucrez la privat, 1 iunie este zi liberă. Dar mi-a pus întrebarea, de ce nu și în joia înălțării nu e zi liberă de la stat? De ce nu ne este permis, ca și credincioși, să putem veni la biserică și să îl înălțăm pe cel care este înălțat și este înălțat mai presus de orice nume, lăudat să fie numele Lui? Iată Faraon care
ne-a luat și paiele, ne-a luat și alte lucruri și ne pune să facem același număr de cărămizi și nu ne lasă să mergem și să ne închinăm Domnului Dumnezeului nostru. Eu mă bucur din toată inima pentru aceia care au putut ajunge în joi, în ziua de joi, când am sărbătorit Înălțarea Domnului, și m-am întristat pentru aceia care au trebuit să rămână acasă sau au trebuit să alerge sau au fost legați de alte lucruri și nu au putut ajunge aici, la casa Domnului. A fost o atmosferă binecuvântată și ne-am bucurat de Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci știți că Înălțarea Domnului, și eu vă chem să ne rugăm pentru lucrul acesta, Doamne, mișcă inima politicienilor, de ce să nu apară acolo, că avem câțiva parlamentari creștini, măcar unul să aibă curajul, ca și proiect de lege, măcar, să spună, Doamne, ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos să fie zi liberă, ca credincioșii să se poată întâlni și de dimineață, și de după masă, pentru că e o zi cu adevărat importantă pentru creștinism. Amin? Păi de ce e așa de importantă Înălțarea Domnului Iisus Hristos? Voi vă spun eu de ce e așa importantă. Pentru că ne mai deconectează de la pământul acesta, de la frământările vieții acesteia, fiindcă are de grijă Faraon să ne dea așa mult de lucru, ca nu cumva spune el, să vă umple gândul după gărgăuni. Și asta face Faraon, ne dă așa de mult de lucru, de dimineață până seara, să alergăm după și să punem într-o pungă, așa cum spune profetul Ieremia, o pungă spartă, să pui în ea acolo, crezând că vei avea un viitor, crezând că vei avea siguranța zilei de mâine. Și asta face Faraon. Dă-le mult de muncă, ca nu cumva să mai aibă un strop de energie să-L caute pe Dumnezeu. Ca nu cumva să se mai gândească că omul pe pământul acesta e străin și călător. Că viața pe pământ este scurtă. Spune Scriptura, bucură de tinere în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta. Dar nu uita că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Va veni ziua înălțării noastre, când vom sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu. Înălțarea Domnului Iisus Hristos pentru noi este mesajul că Domnul Iisus Hristos nu s-a pierdut prin cosmos, nu a rătăcit pe o planetă străină, ci Domnul Iisus Hristos a ajuns la dreapta Tatălui, slăvit să fie numele Lui. Ștefan a văzut cerurile deschise și pe Fiul omului șezând la dreapta Tatălui. El a ajuns în glorie și mesajul de înălțare pentru noi e că oricine crede în Iisus Hristos și se pocăiește de păcate, are speranța aceasta a gloriei. Și așa cum Iisus a ridicat în picioare să-L primească pe Ștefan, la fel se va ridica în picioare să ne primească pe fiecare dintre noi. Iată, noi trăim, spunea Boză, cu picioarele pe pământ. Și e bine să trăim cu picioarele pe pământ. Dar inima creștinului trebuie să fie legată pe cer. Amin? Domnul Iisus spunea, eu nu sunt din lumea aceasta, voi sunteți de jos. Eu nu sunt din lumea aceasta. Eu sunt de la Tatăl, am venit de la Tatăl și mă duc la Tatăl. De-aia Înălțarea e o sărbătoare atât de importantă pentru noi. Că ne amintim că noi slujim un Dumnezeu care este viu. Că noi slujim un Hristos care este înălțat la dreapta Tatălui. Și ne amintim că și noi nu trebuie să umblăm după lucrurile de pe pământul acesta. Da, trebuie să muncim. Da, trebuie să mergem la serviciu. Da, trebuie să ne zbatem pentru pâinea cea de toate zilele. Dar noi ne legăm inima de ceruri. Și speranța noastră e speranța pe care o avea și Avram, care a trăit cu aproape 2000 de ani înainte de Hristos. Însă Biblia ne spune că el era călător pe pământul acesta. L-a scos Domnul din Ur, din Haldeea, ieși din țara ta, ieși din rudenia ta. Și a părăsit acolo orașul, a părăsit confortul care era acolo și s-a dus să umple cu Dumnezeu, să fie pribiat cu Dumnezeu. Dar Avram avea această credință în inima lui. Spune Scriptura, el aștepta cetatea care avea temeritar, al cărui meșter și zviitor este Domnul. Dar pentru ca să aștepți cetatea aceea, trebuie să părăsești cetatea aceasta. Să nu ținești inima de cetatea aceasta a pământului. Doamne, leagă de inima de cetatea noastră cerească. Și Apostolul Pavel spune în Filipeni, voi sunteți cetățeni ai cerului. Mi-aduc aminte de Nicolae Moldoveanu că primarul Sibiului a vrut să-l facă cetățean de onoare al Sibiului. Și a mers la el, l-a putut la ușă, cu câțiva consilieri și bucuroși, crezând că ce mare favor îi fac omului lui Dumnezeu. Ajungând în casa omului lui Dumnezeu, acesta, așa cum avea obiceiul personal, a fost în casa lui, primul lucru pe care îl făcea Nicolae Moldoveanu când intra în casa lui, spunea, mai întâi să facem cerul și după aceea pământul. Ce însemna cerul? Însemna o cântare, două sau trei, depinde cum era cu sănătatea, însemna rugăciune, după aceea o cântare, două, trei, și după ce treceau vreo jumătate de oră, un ceas de cântare, de cer, după aceea spunea, cu ce problemă pământească ai venit la mine? Și de multe ori problemele pământești dispăreau când faci cerul. La început Dumnezeu a creat
cerurile și după aceea a făcut pământurile. Doamne, înălțarea Ta e atât de importantă, că ne învață că mai întâi trebuie să conteze cerul și apoi pământul. Și după ce au stat și primarul și consilierii și au asistat la o slujbă religioasă, vă dați seama, niște oameni din lume. Primarul întreabă, acum cu ce gânduri ați venit în casa mea? Și primarul bucuros i-a spus, uite, ne-am gândit pentru toate eforturile pe care le-ai făcut dumneata pentru comunitatea noastră, pentru toate cântările, imnurile pe care le-ai compus. Am decis împreună cu consilierii să te facem cetățean de onoare al Sibiului și te rugăm să accepți acest titlu atât de important de cetățean de onoare al Sibiului. Și fratele Nicolae Moldoveanu le-a zâmbit și le-a spus atât de frumos, dragii mei, eu vreau să vă spun că deja sunt cetățean de onoare, dar sunt cetățean de onoare al cerului. Și dacă ești cetățean de onoare al cerului, ce-ți mai trebuie cetățean de onoare al pământului sau al Sibiului? Vă mulțumesc, vă respect, dar nu pot primi titlul acesta, fiindcă am primit deja un alt titlu, titlul de cetățean al cerului. Dragii mei, noi suntem cetățenii cerului. E cel mai înalt titlu pe care putea să ne-l dea Dumnezeu. Suntem cetățeni ai cerului, moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Și facem parte din casa lui Dumnezeu. Nu e extraordinar lucrul acesta? Însă, vedeți, Domnul Iisus Hristos spune așa. El i-a dus afară până spre Betanie. De ce nu s-a lăsat Domnul în Ierusalim? I-a pus întrebarea aceasta. De ce au trebuit să aibă mesajul acesta? Să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Păi, dar de ce nu s-au întâlnit cu Domnul acolo, în Ierusalim? De ce nu s-a înălțat Domnul din Ierusalim? Vă dați seama ce atmosferă era? Unde erau mulțimile de oameni? Vă spun eu unde erau, în Ierusalim. Dacă Domnul se înălța în văzul oamenilor, păi nu era asta o lucrare? Vă întrebe dumneavoastră. Oare de ce Domnul Iisus a ales și i-a dus afară, până spre Betania? Și acolo s-a înălțat la cer? Oare de ce face Dumnezeu așa? Păi știți de ce? Pentru că Domnul Iisus spune, voi sunteți de jos, eu sunt de sus. Gândurile voastre sunt de pe pământ. Gândurile mele sunt gândurile lui Dumnezeu, gândurile de sus. Voi procedați așa, fiindcă voi sunteți de jos. Gândiți ca niște oameni de jos, uneori josnic. Dar eu nu gândesc așa, eu gândesc cum vrea Tatăl să gândesc. Domnul Iisus a avut o gândire total diferită asupra vieții, față de gândirea pe care o știau filozofii, pe care au dezvoltat-o Plotin și alții, care au fost mari filozofi, Iisus a venit cu alte învățături, care au mișcat inimile oamenilor. Chiar Vechiul Testament spunea, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Păi El a făcut o revoluție în gândirea omului. Dacă te lovește cineva peste obraz, întoarce-l și pe celălalt. Dacă cineva îți ia haina, dă-i și cămașa. Dacă cineva te bleastă, mă, tu ce să faci? Binecuvintează. Dacă cineva vrea să-ți facă rău, tu nu te opune. Roagă-te, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Ferice de voi dacă veți suferi pentru numele meu. Păi cui îi place să sufere? Ce fel de gândire e asta? Asta este gândirea de sus pe care Dumnezeu ne cheamă să ne îmbrăcăm cu această gândire a Domnului nostru Iisus Hristos. El i-a dus afară, adică El a vrut ca ucenicii și El vrea ca noi, ucenicii Lui de astăzi, să gândim ca El, ca Domnul Iisus Hristos. Dar ca să poți gândi ca Dumnezeu, nu poți sta în mijlocul oamenilor, nu poți ca să depui efort, să devii ca oameni, să ai strădania asta, să fii în rând cu lumea. Să te lași condus de ideile și de ideologiei lumii astea și să vrei să fii ca Iisus. Nu se poate lucrul acesta. De aceea Scriptura spune, i-aș fost afară de acolo. I-aș fost afară de acolo, dragii mei. Și astăzi Cuvântul lui Dumnezeu spune, ieși afară. Iisus vrea să te scoată afară. Și ce-i biserica? Definiția bisericii este eclesia. Eclesia sunt cei care au fost scoși. Cei care au fost scoși, poate din locuri întunecoase. Cei care au fost scoși, poate, din lucruri întunecoase, cei care erau pătimași, într-un fel sau altul, robiți de păcate, ei au fost scoși afară din lume și puși deoparte pentru Dumnezeu. Iisus i-a scos afară și astăzi Iisus strigă, așa cum a strigat în casa lui Iair de altă dată. Când a ajuns acolo, oamenii deja murmurau, dădeau din cap, comentau. Asta este lumea care se împotrivește lucrării lui Dumnezeu. Și Iisus a strigat, dați toată lumea afară. Și au rămas acolo trei din ucenicii Domnului Iisus Hristos. O, Doamne, corabia bisericii se va prăbuși. Știți când? Sau
se va neca pe mine, zis. Știți când? Atunci când lumea va intra în biserică. Când noi vom începe să gândim ca oamenii, ca lumea. Și când valorile lumii vor fi valorile noastre. Și când noi vom căuta să îmbrățișăm valorile lumii. Să fim ca lumea, ca nu cumva, că ne e rușine să fim ca Dumnezeu. Și să spunem ideile lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Atunci biserica Domnului se va prăbuși. Spunea Domnul Iisus Hristos, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, nu mai e bună la nimic decât să fie călcată în picioare. Eu mă rog ca în dimineața asta de înălțare, că sărbătorim înălțarea Domnului Iisus Hristos, să auzim și noi glasul acesta, ieși afară. Iisus vrea să te scoată afară din tot ce înseamnă păcat, din orice lucru care e în viața ta și nu-i după voia lui Dumnezeu. Și sunt în viața noastră lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, care nu-i fac cinste lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vorbește în dragostea Lui, nu ne lasă, se îndură de noi, cum se îndură un tată de copiii Lui. Așa se îndură Dumnezeu de noi. Și spune astăzi, ieși afară! Să știți că când se întâmplă lucruri urâte, nu se întâmplă dintr-o dată. Destrămări, divorțuri, păcate, păcate grele, nu se întâmplă dintr-o dată. Și încet, încet, omul deviază de la calea lui Dumnezeu și se duce spre păcat, lăsându-l pe Dumnezeu cu calea lui Dumnezeu. Și ce e rău, spuneam despre pocăință, tășubac, întoarcere, șubac, înseamnă să mergi înainte, dar tu spui, Domnule, eu sunt pocăit, eu cânt în cor, eu vin la biserică, eu am crezuri, dar și poți să ai crezul ăsta că prin jertfa Domnului Iisus suntem mântuiți, noi suntem justificați prin credință, dar să fie numai un crez. Pentru că Iacob spune, credința fără fapte este moartă și Domnul Iisus spunea, după faptele lor îi veți cunoaște. Și s-ar putea să spui că merg bine. Eu merg înainte. Eu vin la biserică, eu citesc Biblia, eu merg bine, eu sunt bine. Și totuși auzi cu tășuba. Vezi că ai deviat în stânga sau în dreapta. Vezi că ai ales căi străine. Vezi că nu ești pe o cale care te duce în cer și spre cer. Tășuba, întoarce-te și apucă pe calea îngustă. Doamne, într-o vreme în care ne place să mergem calea asta, era mai îngustă când eram eu copil. Dar încet, încet, calea asta se tot lărgește. Și stau și mă întreb, oare calea pe care mergem noi mai este calea lui Dumnezeu? Calea pe care mai mergi tu și merg eu este calea lui Dumnezeu? Dragii mei, calea către cer este îngustă, așa spune Domnul Iisus Hristos. Nu sunt mulți pe ea, sunt puțini pe ea. Ea e nevoioasă, că duce în sus. Dar e bună că duce în cer. Așa să ne ajute Dumnezeu. Psalmistul spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem căile. Cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Apostolul Pavel spune, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Ca cei care vin după voi, nu cumva să calce pe urmele morții. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Dragii mei, în urma noastră noi lăsăm pași, lăsăm urme. Se uită copiii noștri la noi, se uită adolescențe, se uită tineri. Încotro, țoapă. Dacă mă vede pe mine că sunt un glumeț, un șugăbăț, care îmi permit să mă joc cu glume, să fac anumite lucruri care... Cum să faci astfel de lucruri? Dar dacă ei văd că eu le fac, tata le face, bunica le face, fratele, sora le face în biserică. Eu vă spun înainte, dacă mestecai cum în biserică, eu nu mi-am văzut păstorul mestecând cum în biserică niciodată. Păi să mestești cum în biserică, păi era un mare păcat. Cum adică stai înaintea Domnului mestecând așa morfei în cumă? Păi ce e asta? Sau stai picior peste picior la adunare, așa mai trebuie o cafea, stai ca la cafenea. Păi ce e casa Domnului? Erau niște rânduieri și era o anumită sfințenie când te apropiai de Dumnezeu. Parcă dispar așa încet, încet. Ne obișnuim prea mult cu lumea, cu sistemele ei de valori. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Ca cei ce vin după voi să nu meargă în iad, ci să meargă în cer. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ne întrebăm ce se vor întâmpla cu generațiile care se ridică după noi. Vă spun, dacă noi vom croi cărări care să îi ducă în cer, ei vor ajunge în cer împreună cu noi. Dar dacă ei vor vedea la noi lucruri care ne cinstesc pe Dumnezeu, pași care duc spre alte locuri, pot să fac multe scenarii. Păi duminica seara, tată, suntem obosiți, hai să stăm acasă, ne întâmplă un meci, bem un cocktail, ce să mai mergem la biserică? Și apoi a doua duminică chinuie, să mai duci copilul la biserică duminică seara, păi nu mai vine, orice ei face tu, nu mai vine. Dragi părinți, dragi bunici, cu toată seriozitatea înaintea Domnului, vă chem în dimineața asta, croiți cărări drepte care duc în cer la Iisus. Credința noastră e în pericol.
Credința se diluează din ce în ce mai mult. Nu mai sunt acei credincioși care trăiau pentru cer cu toată râvna lor, cu toată inima lor, ardeau pentru cer, pentru casa Domnului, pentru lucrările Domnului. Facă Domnul ca în locul acesta. Nu mă interesează să fim mulți, să fim cât o vrea Dumnezeu, dar să fim pocăiți. Ieșiți afară, i-a dus spre Betania. Ne cheamă Dumnezeu să ieșim afară. Doamne, din ce? Nu vreau să vă spun eu, să ne spună Dumnezeu. Și dacă nu poți, știi, este jumătate chei, că rămâne cu o repetiție. Era acea ilustrație cu un om care umbla cu un rac mic pe spate. Da? Și racul a mâncat, a ajuns racul mare și umbla cu el. Până racul a ajuns și mai mare și mergea într-o parte și racul a crescut. Și a început să meargă târâș. Și cineva i-a spus, păi de ce nu-l dai afară de acolo? Păi cum să nu mai dai? Uite ce mare e, uite ce bine e, ce infipt e racul ăsta. Și până la urmă a fost la operație la un doctor și când l-au scos, l-a scos, i-a smuls și carne afară și omul a devenit liber. Și a început să zburde și să bucure din nou de viață. Asta face păcatul. Da? E ca acest rac care ne prinde și ne mănâncă și spune, vezi, așa, te vezi așa și cred că e bine așa. Cum să ieși afară din păcat? Păi nu e ușor să ieși afară din obiceiuri vechi. Se spune că de un obicei păcătos scapi în 10 zile dacă e cineva care să vecheze, să te întrebe, să aibă grijă de tine și nu mai repeți. 10 zile trebuie, cel puțin 10 zile. Să scapi un obicei prost, un obicei păcătos. Păi cum poți să ieși afară din păcat? Crezi că ești ușor din păcat? Nu, nu sunt ușor la păcat. Pentru că în păcat ne-a zămislit mama noastră și în noi este firea asta pământească. Și uneori trebuie Dumnezeu să smolgă ca să ieșim afară din păcat. Și auzi de un cancer, auzi de un deces, auzi de un alt lucru groaznic care se întâmplă, dar Biblia spune atât de frumos, privește la bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. I-a dus afară în Betania. Asta mi-a fost gândul de înălțare. Vrea Dumnezeu să ne ducă afară. Acolo unde, atât de minunat, când i-a luat pe ucenici afară, haideți deoparte să ne odihnim. Unde vrea Domnul să ne ducă afară? Și tu ne vrea Domnul să ne ducă afară? Nu să fim niște idioți. Nu să fim niște meschini. Nu să fim niște de așa, ce se pocăit, Doamne! Nu vrea Domnul asta de la noi când spune să ne ducă afară. Și El când vrea să ne ducă afară, de fapt El spune, vreau să mă duc la ape de odihnă, la izvoarele vieții, slăvit să fie Dumnezeu. Băi mă, eu vreau să te duc afară, nu ca să fii un ciudat. Tu vezi că ești un ciudat cu părul tău, cu îmbrăcămintea ta. Uitați-vă la oameni cum se îmbracă. Eu când am venit în București, eram șocat. Păi nu, păi ce cu îmbrăcămintea asta? Ce că bărbați cu pantalon strâmți. Eu n-am mai văzut lucrul ăsta în orașul care am trăit eu. Păi era o rușine, bărbatul să poarte pantalon strâmți. Păi aici poartă și ca să-i se vadă pantofii de firmă. Mă, tu vezi că ești un ciudat? Păi tu vezi ce freză aici? Tu nu vezi că păcatul ne face ciudați și ne face urâți? Și ție se pare că ești cool, că ești din lume, că ești ca lumea. Doamne, când Tu ne chemi să ieșim afară, Tu de fapt vrei să ne faci frumoși, Tu de fapt vrei să ne binecuvintezi, așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu spune, ieși afară, că nu mai vreau să te hrănești cu lături și cu cunoaiele lumii astea, cu lucruri care îți împovărează sufletul și îți fură odihna sufletului. Ieși afară, ca să găsești odihnă. Nu vei găsi în lume. Ieșiți afară. Veniți deoparte să vă odihniți. Veniți cu mine și veți găsi izvoarele vieții și spune Scriptura atât de frumos, cu asta închei. Spune, cine crede în Iisus Hristos, din inima Lui, nu va picura așa cât un picul de apă vie, ci spune, din El vor țâșni izvoare, râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne la lucrul acesta, doar să ieșim afară. Amin.